Timp de două zile, o delegație ce va reprezenta județul Giurgiu va fi prezentă la Ulm, Germania, la cea de-a patra întâlnire în cadrul forumului pe strategia Dunării CIOSWERD, alături de delegații din alte 25 de țări, membre ale comunității europene. Reprezentanții vor discuta despre proiectele de dezvoltare a regiunii finanțate de Uniunea Europeană în cadrul strategiei Dunării. Județul Giurgiu va fi reprezentat de o delegație ce îl va reprezenta pe deputatul Nicolae Florian, ce are calitate de președinte al grupului de prietenie Român-Bulgar din cadrul Camerei Deputaților. Totodată, delegația giurgiuveană va cuprinde și membrii din conducerea Asociației Unis pentru Giurgiu. Îl voi reprezenta pe domnul deputat Nicolae Florian în calitatea domniei sale de președinte al grupului de prietenie Român-Bulgar din cadrul Camerei Deputaților și în calitate de vicepreședinte al Asociației Uniți pentru Giurgiu, asociație care a fost gazda unei reuniuni la începutul lunii iulie, când în orașul nostru s-a semnat o declarație legată de oportunitatea construirii mai multor poduri peste Dunăre. TV Giurgiu vă va prezenta amănunte despre discuțiile participanților la cel de-al patrulea forum, atât prin relatări în direct din Germania, cât și prin realizarea unor materiale ce vor fi prezentate în următoarele jurnale de știri.